da, și tipa asta e tipa de care s-a încercat în Tatia mea din euro. Asta chiar cum la KFC. E secvența care tot timpul este pe joc. Poporul a învins, mă aud. Două ori jumate, trei ori. Frontul Național. Cine vorbea? Danius. Ce, da? Da, cu cât timp n-ai ridicat? Parcă... Stăm afară vreo 10 minute. Nu lumea, va. Mă chinuie în continuu de aer. Păi normal, din drăgea aia de mers, chiar tot te chinuie, că mi-a făceam alții, deranjat. Da, uite, mai povedeam lui Iuric de Mexic, el a lucrat mult timp pe vaș, a văzut toată America de nord. Da, asta e mai zoare. Că ei se duceau și stăteau. Dar nu e și ce ăla acolo, care i-a dat microfon. Că la un moment dat o să vă dă pe microfon. Asta erau cei care erau călcați în picioare pe acolo. Erau muncitorii care lucrau la aparatul. Deci asta era mașina care era pentru Ceaușescu, pentru Putin, pe lui. Și a rămas blocat acolo. Și s-au dat. Care o să mă urc? Aici că să nu știa lumea din acestea. Vezi, pasărul? Era șef. Era șef, nu uite. Dar cât ține este locul? El făcea deja acolo am rămas fără baterie. Nu am mai făcut că revizia la mașină. Eu i-am mai pus un pic cu livrul. Am putut să-l întreb pe Aurel, că el a făcut ultima dată. Și l-am întrebat și zic, oh, ce-i făcut? Am luat cu mine pe lucrurile. Și așa m-am apărat, s-a mai spus la început. Așa era 5-40 care are mașina și l-am putut spate și să-i sunt edic. Să-i mai dau cu tempicul. Acolo distrus... Dumnezeu! Național, cu tecturi, cu tot felul, am zis ce? 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 L-a făcut o țândă, l-a tras în ea până i-a omorât și... Și acolo deja erau... Erau oameni, erau ca de acolo. Da. L-a tras în ea de gheam. Deci, ce ți-am spus? S-au împușcat în
Nu, dar merge și da, nu, fac o dată pe zi. Ca și cum fac o plășină, știi, în aur, de nou, să zic. Aici a început să deja să tragă, ăia stăteau baricadați în... și să-mi pușca unii cu alții. Pe arhiva securității aici, în sus. Trebuie să sunt tot în geamă, în spate. Și uite, biblioteca națională ce-a făcut în ea. N-a tras nimeni de în ea.